bine ați venit la TVR Internațional, sunteți unul dintre partenerii noștri. Da, deja de anul trecut, din octombrie, dacă memoria nu mă înșeală, am avut prima emisiune, prima colaborare, care mi-a lăsat o impresie foarte, foarte bună și care m-a determinat, care m-a incitat să continuăm această colaborare, mai ales că avem, cred eu, valori comune și viziuni comune. Observ sloganul nostru: e timpul tău, e povestea ta. Povestea TVR Internațional, acum după 20 de ani, în câteva fraze. Pe 1 decembrie 2015, TVR Internațional a sărbătorit 20 de ani de existență. Aș spune că ne regândim politica de programe, suntem mult mai interactivi, suntem adaptați mai mult spre cerințele telespectatorilor, avem emisiuni cu subiecte în care dumneavoastră și românii de pretutindeni se regăsesc. Așadar, interactivitate, asociații și români din diaspora prezenți în emisiunile noastre, pentru că așa spunem noi, e timpul tău, e povestea ta, așa că povestea românilor de pretutindeni este la TVR Internațional. TVR, televiziunea română, se dorește a fi televiziunea de referință a românilor, o televiziune responsabilă, profesională, care promovează valorile, identitatea românească. TVR Internațional presupunem că se înscrie în aceeași viziune cu specificul internațional, care este area de adresabilitate a TVR Internațional. Dacă ați observat, grila TVR Internațional este gândită pe trei tronsoane de prime time, adică atunci când este oră de maximă audiență pe mai multe meridiane ale globului. Ne adresăm cu emisiunile interactive, în special europei și românilor care s-au stabilit sau locuiesc pentru o perioadă de timp în Europa. Așadar, seara sunt emisiunile în direct, emisiunile interactive de la ora 18:30, ora României, emisiunea medicală Un doctor pentru dumneavoastră, producător Monica Ancuța, și de la ora 21:30 sunt alte emisiuni interactive, avocatul dumneavoastră, producător Angela Avram, articolul 7 Marțea, moderator Cristina de Hilerin, producător Raluca Tudor, investiții în România, moderator producător Sorin Burta Miercurea, iar joia, corespondent TVRI, Corina Dobre, moderator, Liliana Văduva, producător. Acestea sunt emisiunile interactive de la ora 21:30 realizate în direct. Ele se redifuzează de două ori. Odată în jurul orei 3-4 dimineața, ora României, pentru a le vedea dumneavoastră în Statele Unite și în Canada, deci pe continentul nord-american, și odată dimineața, în jurul orelor 10, 11, 12, pentru Noua Zeelandă și Australia. Știm că TVR trece printr-o perioadă de restructurări, de repoziționare, dacă vreți. Probabil și TVR Internațional este afectat mai mult sau mai puțin în acest context de restructurări, firesc de altfel, așa cum ați precizat, treceți printr-o perioadă în care vă adaptați la cerințele pieței, să spunem. În ce măsură TVR Internațional reușește, va reuși să-și păstreze, să continue misiunea de promovare, de popularizare, de mediatizare a spiritului românesc în diaspora? Chiar dacă se adresează românilor de pretutindeni, TVR Internațional este parte a televiziunii publice a Societății Române de Televiziune. Bineînțeles că toate problemele financiare, administrative ale instituției s-au văzut sau s-au resimțit mai ales în interiorul echipelor de la TVR Internațional. Dar nu am lăsat să se vadă lucrurile acestea pe post. Chiar dacă a fost o perioadă în care nu am avut consiliu de administrație, nu am avut conducere
pentru că am depins de deciziile Parlamentului României, noi n-am făcut menirea, am făcut producții, am făcut subiecte interesante, am filmat în străinătate, în asociațiile, în rândul asociațiilor de români, ceva mai puțin decât mi-aș fi dorit eu, dar am încercat să acoperim evenimentele și subiectele de actualitate. Așadar, nu pot să spun că suntem o insulă și nu suntem afectați de ceea ce se întâmplă în instituție, suntem afectați de ceea ce se întâmplă și cred că dacă lucrurile aici se vor îmbunătăți și TVR internațional va fi mult, mult, mult mai bun. Vorbind despre producție, toată această producție înțelegem că presupune o muncă de echipă, presupune o echipă, presupune resurse, presupune și un manager al acestei echipe. Ce înseamnă, doamna Lorenz, să fii directorul acestei mini-instituții, să spunem, TVR Internațional? Este o onoare, o plăcere și foarte multă responsabilitate în spatele acestei funcții. Sunt pe un mandat de 3 ani de zile. Mă gândesc că ceea ce am făcut în ultimii 2 ani se vede de departe la TVR Internațional și din reacțiile telespectatorilor. Sper că anul acesta să fie apogeul realizărilor pe mandatul meu. Nu este deloc ușor. Eu am venit în televiziunea română ca student, practicant în 1 august 2000. Așadar, am vreo 16 ani de când lucrez în această instituție. Nu poți să faci performanță dacă nu lucrezi în echipă. Asta este clar. Chiar dacă este o profesie liberală, să spui că lucrezi singur, este o regulă. Există producții pe care le poți face și singur, dar producțiile complexe pe care noi le avem la TVR Internațional, producțiile gen magazin, cum este Corespondent TVRI, cu care dumneavoastră colaborați, sau emisiunile care sunt în direct. Emisiunile care sunt în direct, eu spun că sunt o instituție în sine. Fiecare emisiune care se realizează în direct este un lucru aparte și trebuie tratat cu cea mai mare responsabilitate. Dacă nu faci lucrurile astea în echipă, nu faci performanță. De altfel, urmărind TVR Internațional în ultimii ani, am observat și presupun că și telespectatorii noastre au observat același lucru, un viraj spre tehnologie, spre aspectul tehnologic. Am văzut că sunteți foarte, foarte prezenți pe rețelele sociale, pe internet. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această ieșire, să spunem, din spațiul tradițional, combinat cu spațiul, să spunem, virtual? Eu cred că sunt două direcții care se completează și nu pot merge separat. Publicul TVR Internațional este împărțit în mai multe categorii. Sunt românii care au emigrat cu mulți ani în urmă, care s-au stabilit în țările de adopție, care acum deja sunt cetățeni ai acelor țări, sunt bine integrați, au locuri de muncă, sunt nostalgici după România. Este diaspora aceasta nouă care a emigrat după Revoluție, în principal din motive economice, să-și găsească un trai mai bun, dar tot în această perioadă este și diaspora peste clasă medie, cea după care suferă România în momentul acesta, tinerii care se școlesc în străinătate. Acești tineri sunt mult mai repede Mult mai tehno. trag către aceste medii. E normal să fim pe online, e normal să-și vadă producțiile înregistrate când vor ei, când dau ei timp, e normal să-și caute subiectele și să se uite doar la anumite producții, pentru că sunt oameni care lucrează la 2-3 joburi și atunci au cu totul alt timp disponibil. Deci este normal și cred că trebuie să creștem producția pe parte de internet, pe parte de online, să fim prezenți mult mai mult decât suntem acum pe rețelele gen Facebook. Deci, da, sunt complementare, nu merg separat, în opinia mea. TVR Internațional are ca viziune și propune ca obiectiv principal
promovarea valorilor identității românești. Ce înseamnă pentru TVR Internațional un subiect bun? Aș vrea să împart în mai multe direcții subiectele bune în opinia TVR Internațional. Un subiect bun, spre exemplu, este documentarul realizat pe cazul Botnariul din Norvegia. Românii din Norvegia care și-au recăpătat copiii. Un alt subiect bun este acoperirea mediatică pe tot ce înseamnă Anglia, Scoția, Irlanda, ceea ce facem acum, ce se întâmplă cu românii de acolo după Brexit. Subiecte de actualitate, subiecte bune pentru TVR Internațional. Alt subiect bun pentru TVR Internațional se regăsește în emisiunea marcă de 10-15 ani a TVR Internațional, Lumea și Noi. Cred că prezentarea românilor de succes din străinătate și faptul că dumneavoastră din Canada îi cunoașteți pe cei din Europa, cei din Europa pe cei din Australia, înseamnă o comunicare și o comuniune între românii din diaspora, pentru că suntem o comunitate, dar suntem totuși români, parte, da? Da? Chiar dacă suntem pe cele patru puncte cardinale. Așadar, subiecte bune sunt subiectele cu românii performanți din străinătate care ne fac cinste și față de care, dacă nu ar exista, am putea spune că România este mai săracă. Cunoștințele lor sau reprezentarea României prin pozițiile pe care ei le au acolo ca ambasadori pe cont propriu ne face să credem că sunt subiecte bune pentru TVR Internațional. Subiectele care obțin premii și jurnaliștii care sunt premiați pentru producțiile realizate de TVR Internațional sunt subiecte gold pentru acest canal. Și aș mai menționa ceva, pentru că poate dumneavoastră nu simțiți atât de acut în Canada, dar eu aș spune așa că parcă niciodată nu am fost primiți mai cu suflet, mai cu emoție într-o zonă care este la un pas de România. Este vorba de comunitățile istorice de lângă România, comunitățile din Serbia, din Valea Timocului, din Voivodina, din Ungaria, din Cernăuți. Subiectele din zonele acestea, exact, subiectele din zonele acestea, cred că fiecare în parte poate fi considerat un subiect bun. Suntem cu ochii pe dumneavoastră și în calitate de colaborator, corespondent ai TVR Internațional. SQTV a realizat deja 3 emisiuni în colaborare cu dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, înainte de a trece la o întrebare de fond legată de colaborarea cu SQTV, cum reușiți să gestionați această producție care înseamnă diferențe de fus orar de 7, 8, 10 ore plus minus. Cum reușiți să faceți față acestor provocări și uneori poate și dificultăți legate de, știu eu, calitatea transmisiei, de legătura care pică uneori. Suntem perseverenți, ca să zic așa. Și ori vă trezim foarte devreme, ori nu vă lăsim să dormiți foarte devreme sau măcar la o oră rezonabilă. Avem colaboratori care ne spun așa: prefer să vorbesc cu dumneavoastră la 2-3 ore lor noaptea și să nu adorm și să dorm dimineața până mai târziu. Și preferați să-i treziți pe cei din Canada la ora 4 dimineața? Dacă subiectele sunt de actualitate, dacă subiectele merită, sincer, n-am avut astfel de probleme. Adică românii sunt prezenți la orice oră și reacțiile sunt foarte bune. Asta în ceea ce privește înregistrările și subiectele. În ceea ce privește difuzarea lor, de aceea le difuzăm de 3 ori, că poate unii dintre telespectatori și mai ales cei de pe continentul european se întreabă de ce le mai difuzăm și dimineața încă o dată. Dragi telespectatori, le difuzăm pentru Australia și Noua Zeelandă, în cea mai mare parte, pentru comunitățile de români de acolo. Am remarcat că românii de dincolo de Prut, din Republica Moldova, ocupă un loc special, poate că nu un tratament special, dar în orice caz am remarcat o oarecare
Deschidere. Deschidere, da, spre... A spune în felul următor, dacă TVR Internațional a aniversat anul trecut 20 de ani, TVR Moldova, că și despre el este vorba, aniversează anul acesta pe 1 decembrie 3 ani. Este investiția statului român realizată prin televiziunea română pentru basarabenii de peste Prut. Și este, de fiecare dată spun acest lucru, un model de bune practici. Am reușit să consolidăm acolo o echipă de 45 de jurnaliști cu care eu mă mândresc, care produc aproape 3 ore de emisie de actualitate zilnic. Este o reușită pentru TVR Internațional. Aș spune că este fratele mai mic al TVR Internațional. Da, îmi este foarte drag TVR Moldova. Am pus foarte multă energie și foarte multe ore din timpul meu le-am dedicat TVR Moldova. Cred în proiectul ăsta, cred că se poate face mult mai mult. Jurnaliștii de acolo își doresc asta. Jurnaliștii de aici sper să-și dorească mult mai mult o colaborare cu românii de peste Prut. Este o investiție și un model de bune practici al televiziunii publice. Am putea spune că prin prisma camerei de luat vederi, dar și prin ieșirile noastre în teren, cunoașteți diaspora română sau anumite fațete ale diasporei române. Cum se văd românii plecați peste mări și țări de aici, de la TVR Internațional, cu timpul lor, cu povestea lor? Se văd în felul următor. Indiferent că sunt foarte bine integrați în comunitățile de adopție sau că au plecat de mai puțin timp, există un filon comun așa care se numește dorul de România. Nu a fost comunitate în care să nu am ocazia să fiu prezentă, fie cu filmări, fie în calitate de manager al acestui post de reprezentare, în care să nu aud acest lucru. Există un dor nebun de România, pentru că mulți dintre ei au aici copii și asta este, cred că, cel mai greu, sfârșitor. Au aici părinții, au aici bunicii, au aici prietenii, spun că se uită la TVR Internațional, încercăm să le oferim programe care să le mai aline dorul de țară. Deci, da, există această emoție pe care am regăsit-o în toate comunitățile. Ceea ce diferă este noțiunea de reîntors în România. Dacă sunt oameni care îți răspund instantaneu că intenționează să facă acest lucru, există alte categorii care spun da în momentul în care am să ies la pensie, dar există și categorii care spun nu, nu cred că mă mai întorc. Majoritar sunt primii. Și mai ales din Europa. Eu îi respect pe toți și cred că de la toți românii, fie că vor să se întoarcă, fie că vor să-și ia acolo familiile, pentru că poate au plecat din motive grele și nu vor să mai audă de România, cel puțin o perioadă, să știți că faptul acesta că s-au născut aici, sângele, pământul, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, le readuce dorul față de țară și față de tot ce înseamnă România și valorile noastre. Aveți impresia că românii din diaspora sunt mândri că sunt români? Că fac, eu știu, poate acte patriotice fără să realizeze că le fac, fiind ambasadori ai României, așa cum a spus-o, prin simple fapte, doar simplu fapt de a munci cinstit și a-ți plăti taxele acolo și de a trimite un cadou în România,
Nu numai cadou, de cele mai multe ori îi trimit foarte mulți bani Și bani, da? pentru cei rămași acasă. Da, 99% pot să spun acest lucru. Nu cred în imaginea cerșetorilor, hoților, nu cred în această imagine. Cred că de cele mai multe ori este exagerat adusă în Poate că față. chiar cei care doresc să ne facă să credem, nu cred nici ei înșiși în De cele mai imaginea multe ori asta. am observat că apar sau reapar în perioadele de campanie electorală și toate aceste subiecte sunt folosite într-o direcție sau alta. Ca dovadă, rezultatul Brexitului și cât de mult au pus accent pe zona de emigranți, da? Nu numai români, ci din toate naționalitățile și cu toate astea, acum lucrurile se pare că se așează cu totul altfel. Escu TV a început o colaborare cu TVR Internațional anul trecut. Ce vă spune această colaborare? Poate ca potențial sau ca proiecte viitoare? Aș vrea ca momentele noastre de colaborare să ne devină din ce în ce mai dese, să punem accent pe subiectele de actualitate care au impact direct asupra românilor stabiliți sau care vor să Doresc să. vină în Canada, spre exemplu, situația vizelor. Așteptăm această eliminare a vizelor pentru românii care doresc să vină în Canada. Iar în al doilea plan, dar nu cel din urmă, ar fi promovarea subiectelor frumoase, evenimentelor românilor valoroși pe care îi aveți acolo. Prin intermediul dumneavoastră, cred că o putem face mult mai repede decât cum reușim noi să trimitem echipe la filmări pe continentul nord-american. Cu toate că vă așteptăm cu mare plăcere la Montreal, de ce nu, pentru a produce o emisiune live, made in TVR Internațional. Mulțumim foarte mult și dumneavoastră când aveți drum în România, nu ezitați să ne contactați. Suntem deschiși după.